La nivel global, doar 60% dintre copiii născuți anul trecut au fost înregistrați la naștere. În Republica Moldova, situația este mai bună. Practic, toți copiii cu vârsta sub 5 ani au fost înregistrați. Sunt datele unui raport UNICEF despre dreptul copiilor la înregistrarea nașterii. Potrivit UNICEF, aproape 230 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani nu au fost înregistrați la naștere, adică unul din trei copii de vârstă respectivă nu există oficial. În Moldova, înregistrarea copiilor este obligatorie. Aceasta trebuie să se întâmple în decurs de 3 luni de la naștere. Studiul a analizat datele din 161 de țări, nivelurile cele mai joase ale înregistrării copiilor fiind în Asia de Sud și Africa.